Agenția Națională de Integritate a anunțat astăzi că a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș, Oana Oșanu. Ani susține că în perioada exercitării funcției, în calitate de reprezentant al instituției, a încheiat în 11 octombrie 2010 un acord de parteneriat cu o firmă de formare profesională din Baia Mare în vederea implementării proiectului cu titlu CLOP Creștere Economică Locală prin Reorientare Profesională. Pe perioada 1 noiembrie 2010-30 iunie 2012. Ulterior încheierii acestui acord, soțul directorului AGOFM a fost angajat în cadrul societății comerciale pe funcția de expert monitorizare în cadrul proiectului, acesta obținând în perioada angajării venituri salariale în valoare de aproape 12.000 de lei. Mai mult, susțin angajații Ani, pe perioada cât soțul a fost angajat la firma respectivă, Oana Oșanu a deținut calitatea de președinte al Comisiei de Evaluare a Ofertelor depuse la licitație organizată de către AJOFM Maramureș pentru selecția furnizorului de servicii de informare și consiliere profesională pentru un alt proiect la care societatea în cauză a fost singura care a participat la licitație. Sigur că în 2009 situația și legislația conflictelor de interese era foarte ambiguă. De asemenea, nu am știut că sunt în conflict de interese, dar cu atât mai mult am solicitat un punct de vedere, sigur că doar verbal, de la organele de abilitate care putea să mă lămurească sub acest aspect. Și mi s-a spus că nu există conflict de interese, totuși pentru liniștea noastră, pentru totuși în această situație, am considerat că trebuie încetat contractul. Directorul AJOFM Maramureș susține că personal nu a fost implicată în proiect, ci doar instituția și este decisă să conteste punctul de vedere al ANI. Eu am depus la dosar un punct de vedere, chiar personal am susținut punctul de vedere la ANI, așa, și așteptam totuși să mi se comunice în scris. Dar îmi rezerv dreptul conform legii să contest această decizie pentru că mi se pare incorrectă și cred că nu sunt, sunt convinsă că nu sunt în conflict de interese. De altfel, cei de la ANI au recunoscut că directorul AJOFM Maramureș a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în termenul prevăzut de lege în exercitarea dreptului la apărare.